O bandă de hoți formată din 5 persoane domiciliate în București și Turda a fost destructurată aseară de către oamenii legii după ce au săvârșit mai multe furturi pe raza județului Alba. Aceștia operau ca în filmele din vestul sălbatic, având fețele acoperite cu cagule. În toiul nopții, polițiștii au fost sesizați prin numărul unic de urgențe 112 din partea unui localnic din comuna Râmeț. Acesta reclama faptul că 3 persoane cu măști pe fețe au intrat într-un magazin din comună, de unde au sustras mai multe bunuri și au plecat cu o mașină înspre municipiul Aiud. Alarmați, oamenii legii au organizat mai multe filtre, iar după 20 de minute de la primirea reclamației, suspecții au fost prinși. Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că banda de infractori nu a efectuat primul furt pe raza județului Alba. Anton Gheorghe Scurtu din București, sătul probabil de Luxul Capitalei, și Ovidiu Varga, Cornel Rezmeveș, Florin Dondoții și Tiberius Dane Droga, toți din municipiul Turda, sunt suspecți de comiterea altor 10 furturi comise pe raza județului nostru în perioada ianuarie-aprilie anul curent. Ieri noapte, în momentul în care hoții au constatat că sunt urmăriți, au aruncat bunurile furate din mașină. Polițiștii au descoperit numai puțin de 122 de pachete de țigări sustrase cu puțin timp în urmă din magazinul amplasat în comuna Râmeț. Infractorii au încercat să scape și de uneltele cu ajutorul cărora intrau în magazinele prejudiciate. Prejudiciul cauzat în urma furturilor celor 5 suspecți se ridică la aproximativ 27.000 de lei. Cei 5 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și audiați la sediul poliției municipiului Aiud. În cursul zilei de astăzi, aceștia vor fi prezentați la parchetul de pe lângă judecătoria Aiud cu propunere de arestare preventivă pentru furt calificat.